M-am pregătit chiar și cu vestimentația, mi-am ales ceva pe verde, așa că, șef Bontea, eu sunt gata să mă alegi. Everything alright. Cu siguranță, la finalul zilei îmi voi da măsurile pentru tunică, pentru că sunt pregătit să intru în echipe și vreau să fac o impresie bună șefilor. Auzi, cam tremură genunchii. Simpaticilor, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați ajuns foarte departe! Doamne ajută! Trebuie să fiți mândri de voi! Da? Măritați toate aplauze! Dacă aș trece mai departe astăzi, în primul rând, cred că voi intra pe net să-mi caut o eșarfă culoarea echipei ca să-mi fac un turban nou. Astăzi este o zi lungă și grea. Vă dați seama că este tare complicat pentru șef să se decidă doar după un singur test. Sunteți în continuare foarte mulți. Deci, vom găti pe grupe și vom juriza pe grupe. Trebuie să rămână doar 18. Este cea mai grea zi. Din cei 60 de concurenți rămași, noi trebuie să alegem fiecare dintre noi câte 6. Avem fiecare câte un cuțit de aur. În echipă vom avea 7 concurenți. Și astăzi trebuie să-i depistez și să reușesc să-i și iau în echipă pe cei 6 care împreună cu cuțitul de aur vor deveni cei 7 fantastici. O alegere greșită clar mă poate costa. Eu mai am de făcut o alegere pentru amulet. Eu am o amuletă de schimbare de om. Un concurent va fi folosit din start ca monedă de schimb. Veți găti, șefii vor gusta. Vreau să știu ce fac, vreau să văd cum lucrează, cum se mișcă, dacă pierd timp, dacă sunt organizați. Pentru mine contează foarte mult să fiu organizat. Și, în ultimul rând, trebuie să fie pe stilul meu. Ținând cont de faptul că avem multe, foarte multe battle-uri de trecut împreună, trebuie să fie oameni cu care să ai, pe lângă chimie, să-ți fie drag să tragi pentru ei, știi? Poate că unii dintre voi vor fi trimiși acasă. Iar ceilalți vor trebui să aștepte până la sfârșit, ca să afle dacă intră sau nu într-una dintre echipe. Cu orezul poți face foarte multe. E foarte versatil. Dacă știi să-mi gătești orez, este un atu. Orezul, spre deosebire de alte feluri de mâncare, nu poate fi reparat. L-ai fier prea mult, l-ai fier prea puțin. Ei, gândiți-vă de câte ori ați greșit voi acasă orezul cu lapte, de câte ori nu ați afumat laptele, de câte ori nu s-a prins orezul. Deci sunt foarte curios. Aveți mână liberă pentru un dish cu un singur scop. Un loc în echipă. Un loc în echipa mea. Cea mai râvnită recompensă. Gold. Aveți 60 de minute. Ai, bine, dacă vreau. Chiar dacă mi-a fost frică, am zis totuși, orez, e ceva ce știu. Nu mai e pește, fraților, gata, am scăpat de un pește. Am zis că e ceva ce măcar am mai gătit. Doamne ajută să fie bine. Start, vă doresc succes. Succes, băieți. Sunt mai mult decât suficiente 60 de minute pentru a face un risotto. Orez besmetic, arboi aici. Păstârnac, morcov nu pune. Cu capul în oală, cu capul în oală, dar când am simțit că trec șefii, mamă, m-a trecut așa un fior pe șira spinării, am simțit așa, zici, că a venit un frig dintr-o dată. Titus, ce faci aici? Am făcut niște ciupercuțe cu jalapeno, cu vin. Doamne Dumnezeule, leopard, Titus leopard. E cum ar fi mâncarea asta? Să ajungă Titus la Dumitrescu și de leopard să-l faceți Pantera Roz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Mâine sus, mă atingeți niște! Vrei niște orez? Orezul e orez. N-am nici cea mai vagă idee în ce direcție o să mergem. Important este să simt un gust fantastic și o idee superbă. Orez arabesc, curcuma, safide și băs de scorțișoară, crema de usturoi, la noi așa facem. Sami ar vrea să fac un orez foarte gustos, însă frigorile sunt crude. Ce ai făcut aici? Orez cu de toate. Ușa urma cu de toate, din Dubai. Opulență, nene, că o știți pe aici. Hello, come to Dubai. E tu ce asta? Un risotto cu ciuperci, cu un iz oriental. O combinație de orez, dar cu dulce, cumva. Ți-ți place dulce? Eu așa mănânc, da. Atât de dulce? De-aia sunt așa dulce și cu voi. Vezi, mă? Bă, să știi că e interesant așa, ca și combinație. Ai și cumva din tipar. Titus, dacă n-ar fi pus mâna pe miere, ar fi avut un orez bun, gustos. Cum i-ai zis? Cum i-ai zis? Glet. Glet.
au glumit un pic pe tema asta, cât să mă mai țină pe mine încă un pic pe jar. Hai mă, curaj, că n-avem niciunul curaj. Dumnezeule mare, mi-e frică. Risotto carbonara? Bă, orez, n-am făcut niciodată. Carbonara nici n-am gustat, n-am auzit. Ești prea avangardistă, cred. Arată așa ca înțepenit, normal, în risotto bagi parmezan și bagi unt, dar i-a băgat și gălbenușurile de la ou. Destul de greu să faci combinația asta, pentru că o să ai așa o chestie foarte tare. Nospre, haide! Ce-am făcut? Tu să ne spui ce ai făcut. Risotto cu legume. Îmi place, îmi place display. Da, am vrut să-l las. Trebuia să-l strâng, dar am zis că arată frumos. Nospre, cumva, un orez, garnitură la niște legume. Ai pus și pui sau nu? Nu, 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 nu. Doar legume, da. Nu se mai bine decât mădăina. Mult mai mișto orezul lui. Chiar dacă e așa despărțit, gustos orezul. Aici e, da. Risotto cu creveți. Nu știu ce era acolo, cremuță, o supiță, Doamne Dumnezeu. Are sare ca la pui. Are gust de sare. Ia gust. Mulți au folosit stocul de pui pe care l-au găsit în cămară și nu l-au gustat înainte. Și asta se simte în preparatele lor, pentru că unele sunt sărate. Gigi, da. Tu gătise orezul separat. Separat. Și ți-am zis, separat. Și eu te-am întrebat doar dacă ai fost atent la probă. Eu întotdeauna mai pun întrebări capcană. Orez, orez, nu să fierbi orez. Gigi Burger, da? Nu să fierbi orez, să gătești orez. Eu am trecut pe la Gigi și cumva le gătise separat. Și l-am întrebat dacă a fost atent la probă. Eu vreau concurenți care să fie atenți la ce li se cere. Și da, inițial am vrut să-l fac orez așa. Fier? După aceea am zis să-l pun în straturi, să pară mai interesant. Dar am zis totul să-l pun în tigaie, să-l gătesc. De aceea ai făcut burger. Eu unul, ca să pot să reușesc să-mi țin emoțiile și stresul sub control, încerc să nu mă mai gândesc și doar să aștept verdictul. Salut! Avem un orez cu sticlă roșie. Și eu mă uit la Dumitrescu așa și zic, Dumitrescule, oare nu e la tine pe listă? Că uite, băiatul ăsta a făcut ceva cu roze. Interesant. Se pare că e pick me. Maciule, tu ai gustat din el? Da. Cât ai stat pe el? 35 de minute. Un pic gras risotto, dar gustos. Fără banane? Nu avem astăzi. Nu cred. Fără banane? Am schimbat profilul. Fil de roi după ce a pus banane, tartar. E alt om, alt bucătar. E alt concurent față de concurent pe care l-am pus la audiție. Deci ce avem aici? Orez cu lapte. Și chestia aia caramelizată. Ăla e sos de vanilie, dar cu ce căpșun? Colorant. Da. Doar colorant? Da. Ai reușit să faci orez cu lapte cu gust de colibă. Fără să vreau. Am făcut o nucă caramelizată și nuca aceea a dat gustul de colivă la orez. Salut! Mango sticky rice? Da. Moscovici a reușit să facă o farfurie banală. Deci să zicem un mango sticky rice, nimic interesant. Oh, pe toată dulceața o ai acolo, mă. Asta zic. Păi ideea era să faceți așa. Până în momentul în care am turnat lichidul ăla de lângă, chestia aia a reușit să lege farfuria. S-a schimbat tot, e altă farfurie cu totul. Fiecare concurent a încercat să ofere un așa zis superlativ al său. Eventual o farfurie cu un mic skepsis care să ridice sprâncenele șefilor. Dar nimeni nu are nicio garanție că va primi o tunică. Emoțiile sunt mari. Am făcut un Mongolian beef. Nu e nimic în farfuria lui, știi? Adică n-ai ce așteptări să ai. În momentul în care bagi în gură și simți vita aia care se topește în gură, condimente, chestii. Deci bravo acum. Unde ai găsit, mă, farfuria asta? Bă, dar cine ai luat farfuria din display, de recuzită? Era de acolo, exact. Cu Robert Mihăilescu, uite, am ajuns la el, orezul lui arată foarte bine și este foarte gustos. Robert Mihăilescu a reușit până aici să nu greșească cu nimic. Nici în audiții, nici la primul bootcamp, nici acum. Hai, mulțumim! Mulțumesc, șef! Am fost foarte dezamăgit. Unul din lista mea a dispărut. Până acum și la preselecție a făcut ceva foarte mișto. Tartarul a fost superb, dar uite, acum la orez... Păi, cum e, mă? Tartar ai știut să faci. Și la orez te-ai potignit. Bro, oricum, vrei să zici ceva? Ca apa de văr și pe adevăr, trebuie să plece multă lume acasă. Așteptarea ne omoară pe toți. Doamne ajută! Dorința asta de a ajunge în echipe te face să fii atât de emoționat. Eu nu sunt un tip emotiv acasă la mine, nicăieri în general. Dar de data asta, vă spun sincer, m-a luat un pic. N-a fost rău pentru început. Foarte multe surprize. Sunteți foarte buni, dar asta nu are nicio legătură cu noi. Și mai ales cu felul în care ne alcătuim echipele. La fel ca și voi, și noi avem doza noastră de nebunii. Dragii mei, voi va trebui să așteptați până diseară. Yeah.
Deci tu nu-ți dai seama încă 3 serii să mai aștepți? Ce înseamnă asta că e o panică totală și nu știi ce se întâmplă, că noi nici nu vedem? Să trăiți. Da, deși, da, păi așa. Păi mai ai timp? Măi, am dat 18 minute, 20, la dinti. Cum? La dinti trebuie să știi orezul. Cum mă, la dinti, mă? Păi ia la dinti, că așa se face. Nu știu. Al dente? La dinti. La dente ce, mă? Așa se face orezul la noi, la dente. Ei, dar eu sunt învățată de Italia. Mă, sunt foarte curios. Deci eu i-am pregătit polonicul de ieri. Deci dacă astăzi Dina nu face un orez ștuț de la așa, din e, pe cuvântul meu de onoare, că o să-mi păstrez polonicul, o să mi-l duc la mine în restaurant și să-i spun polonicul wannabe. Sper să nu mă dezamăgească Dina și să-i dăm bluza de golden. Ei, dar trebuie să ne iei măsuri, știi? Măsura mea o făcut-o mai mare, ca după scârlătiesc. Bă, dar tu ce mai pui aici? Ce mai pui aici? Lasă-l acolo așa, te rog. Nu-mi lua, bă, femeie lingura, lasă acolo. Tu uită-te în oala ta, lasă-o pe a mea în pace, te rog eu frumos, că și așa cu nervii întinși. Corțișoară. Da. Risotto cu ciuperci pleurotul sprăjite, nuci pecan coapte, un pic de coajă de lămâie. Eu o folosesc doar la cafea, scorțișoara. Și la desert, urmea. E un pic picantă. Eu vă dau un sfat. Mai ieșiți afară din casă, mai mâncați în alte restaurante, mai dezvoltați-vă puțin așa unghiul de absorție a ideilor. Adică, băi, mai căutați, mai săpați, nu știu, mai infuzați niște idei, pentru că e nevoie. Ce e asta? O foaie de rulade de... Da, sigur. Foaie de merenghe? Rulade de pavlova. Dai, e bezea cu zahăr și un pic. Și pavlova din ce se face? Din albus? Nu e din merenghe? Păi e. Becamole în interior? Păi trebuie să fie un pic de moale. Și unde o răcești? Aici la căldură? Nu, da. Și atunci? Ai băgat ouăle peste aia, gata? Aproape gata. Aoleo. Voi nu umblați pe la focuri, că și stângiți pe acolo. Elina, noi am umblat. Termină cu prostiile, că nu-ți umblăm la focuri. Eu nu umblu cu prostii. Voi umblați. Ce-am tăcut din gură? Zic, las-le chelis, tinerii, las-le să facă. Ia cu iar umblu la focuri. E mea asta. Știu că e a ta. Păi e a mea, umblu la mine. Dar nu-i fier? Nu-i fier? Aproape, da. Ce faci și-o cu ananasul ăla? Da, fac urmă. Un green curry. Green curry? Pentru? Mă duc pe Thailanda. Te duci pe Thailanda? Da. Și acasă Thailanda? Poftim? E acasă? Thailanda, nu, stai acasă? Pe Thailanda, ai da. Suport pe Thailanda. Da. Și aici, tot asiatic, nu? Păi... Dar știi că dacă ții tigaia în mână, nu se gătește nimic. Știu. Dar tot mă gândesc asiatic. Că mă uitam acum la timer și la dumneavoastră și m-a lovit realitatea. Dar e fiert orezul? Este fiert și l-am și răcit ca ce să mă gândim pilaf. E tranquilo, tranquilo. Risotto, da. Tranquilo, tranquilo, așa, nu e pe grabă. Și după ce ai dat, după ce au plecat ei, s-a făcut un moment de liniște, după care am zis, acum mai strigă ceva? Nu mai strigă. Voi trebuie să rămâneți însă până la sfârșitul zilei. Și atunci vom vedea. Mulțumim! Felicitări! Felicitări! Am văzut care gustă și dau la alții să guste. Ce la spune e bună sau mai pune puțină sare. Asta denotă că nu prea ai încredere în tine. Pe mine mă interesează cei care spun, ok, mai pune puțină sare, poate e greșit. Mă interesează că ai atitudine și faci chestia, adică iei hotărâri. Bunica zicea, nu pune mama atâta dulceață, mama, dacă mi-e așa îmi place. Ce vrea Dumnezeu? Ok. Doamne ajută! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Vă doresc succes! Mersi! Bravo! Primul concurent din echipa mea a fost cuțitul de aur, iar al doilea, până se dezmeticește Dumitrescu și Pontea, stați un pic, că eu mai am o tunică de tată. Este... Brigita. Hai, Brigita. Bine ai venit în echipa de aur. Poți să primesc o îmbrățișare? Se pare că din această grupă doar eu
ne-am găsit concurenți pentru spectaculoasa mea echipă. E vorba despre Maria. Mai vezi vreo altă Marie pe aici? Hai, Maria! Plângi sau râzi? Te bucuri sau plângi? Niciodată n-am trăit așa ceva. Ai emoții la maxim. Ești torturat. Florin Baic, îți mulțumim și ție și continuă să faci ceea ce faci, pentru că faci foarte bine și bine aștept să te vizitez. Vă aștept. Cred că este timpul să dau și eu o tunică. Și am să-i dau lui Andrei Mihalcea. Mulțumesc, șef. Să ai grijă, da. Am să dau și eu o tunică. Roz. În această culoare o să fie îmbrăcat... Oxy. Bravo, Ox. Bravo, Ox. Următoarea tunică din echipa mea va fi primită de către Carmen Cojocaru. Eu lucrez în cofetărie? Da, într-un laborator, mult. Tu ai venit la șef la cuțite cu gândul că vei lua cuțit? Am sperat. Nu cred. Tu ești Carmen! Bine, nu-mi face. Nu da, mă. Următoarea tunică roz, eu zic că îl va prinde foarte bine culoarea. Vom fi nebunatici în această echipă. Și e vorba despre... Dan Manciu. Mulțumesc frumos. Am primit. Mi-a promis mie cineva ceva și sper că o să se țină și de cuvânt. Lina. Mulțumesc tare frumos. Și ceea ce am promis, sper că să nu vă fac greșit. Stai puțin, că mai am ceva. Uite-l pe ăsta de aur. Mulțumesc. Dar mi-au zis acasă, îl lăsă aici. Nu, e al tău. E acasă? Nu, e al tău, îl păstrezi acum, zi de zi. Zi de zi. Mi-ai promis ceva? Da. Și mă țin de promis. Mi-i pui la treabă. Acum îi văd eu pișinia în echipă. Următoarea tunică merge către... Auzeam tot felul de nume, niciunul nu era al meu și simțeam un gol în stomac foarte mare. Raluca Tode. Următoarea tunică este pentru Robert Mihăilescu. Simt efectiv că am reușit. Paco! Da. Îți mulțumim, ai gătit foarte bine, ne-am bucurat de mâncarea ta, așa că, Paco, cu părere de rău, pentru colegii mei, asta e a ta, Paco. Această tunică roz se duce către Ahmad! Când a spus numele meu, parcă viseam. Nu-mi venea să cred. Iar una, eu voi da... lui... Arminia. Aia. Mai gătește bine, are gust. Pentru toate probele prin care a trecut, a gătit foarte bine. Cred că a venit momentul să mai dau și o tunică. Și cred că mulți nu veți înțelege de ce. Dar o să vină vremea când veți înțelege. Voi fi eu. Cine putea să fie mai nu înțeleg?
decât leopardul care se uită în gol. Pantera roz, practic, va fi Titus. Băi, este timpul să-mi iau la revedere de la... Gabriel Drăgușanu. Mulțumesc. Am simțit că mi se desface pământul în două. Până în primul battle. Mai este loc în echipa mea pentru... Cătălin. Bravo, 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 bravo. Uitați-vă la el, un moment, sare în sus, s-a urcat cu picioarele pe... Pe ce? Pe nimic. Deci n-a avut băiatul ăsta nicio reacție. De ce e supărat, Cătălin? Nu supărat. Dacă te-am deranjat, scuze-mă, rămâi acolo. Poate vrei să te duci în altă echipă. Fiert. Dacă nu vrei, găsim pe altcineva. Vreau, vreau. Îți place rozul, Buruica? Ultimul concurent din echipa mea este... Gigi, dă-te dracu, dacă nu te duci, te bat. M-am uitat în față, m-am uitat în spate, am numărat tunicile, am văzut că mai este câte una din fiecare echipă. Am zis, nu mai am nicio șansă. Gigi Burger! Cât mai mă pierd? Cât mai mă pierd? Da, mult, mult. M-am stresat, am transpirat toată apa pe care am băut-o astăzi și ieri. Și vă spun sincer că m-a extenuat ca acum n-am fost niciodată. Ultimul concurent din echipa mea. Mădălina! Yes! Yes! Ia că ți-ai dorit tunica. Doamne, l-am pupat așa de mult. Iar ultima tunică merge către... către Ștefania, bineînțeles. Ăla-i, bă! Mulțumesc foarte mult! Nu o să vă dezamăgesc, să știți. Promit? Da. Este cu siguranță un vis devenit realitate ăsta. Am nevoie de cofetar, de departe. Să vină cuțitele de aur! Să vină! Și cei doi concurenți al lui Cătălin Scărlătescu. Haideți! Cele două concurente, de fapt. Și iată, avem cele trei echipe de aur. Șef Cătălin aruncă în joc piese ce se vor decisive în fiecare atac la cuțite. Apoi, dar cum ce? Nu, parcă eu leacă cam emoționat așa, dar îi zic, oi, Cătălin, e vin cu atul la mătușa. Dacă tu nu ne ajuți și stai deoparte și ai să mănânci sâmburi, polonicu-i pe tine. Bă, dar dacă nu-ți place, să știi că putem să facem schimb. Ce cu tine? Ești așa de entuziasmat? De-abia aștept battle-urile, adică chiar dacă nu am avut reacție, pot acum să mă duc să fac mâncare pentru tot platou. Șef Bontea pune la bătaie o dispoziție ce se vrea imbatabilă. Să rupem pe genul păștii. Acum n-am voie să-l dezamăgesc. Bravo, copii! Mă voi tovăli pe jos, mă bat cu toată lumea în bucătăria Lidl. Fac absolut tot ce este în putință. Toți! Și ziceți, îi batem pe toți! Nu, că e selfie, nu se aude. Șef Florin își pune toată încrederea și impetuozitatea în următoarea suită de bucătăreași. Unul singur câștigă. Am echipa cea mai tare din cea mai tare parcare. Echipa lui Bontea 10 e care și întrece. Haideți să fim noi cei 10 care și întrece. Să nu fie Bontea, că n-are cu ce. Credeți-mă că v-am ales cu capul, cu gustul și cu inima. Sunt foarte ambițios. Sezonul ăsta îmi doresc foarte multe de la mine. E sezonul în care trebuie să câștig, vreau să câștig, am pentru cine să lupt, are cine să câștige de la mine sezonul ăsta. Sezonul 10 e sezonul meu. Pare rău pentru ceilalți colegi ai mei. Bă, gol-i gol și să nu uitați treaba asta.